She's tainted by gravity. Facebook profile Daria Efros. Ce ocupații are Daria? La moment eu sunt studentă la jurnalism, însă recent, cu o săptămână în urmă, am început să scriu un blog care se numește Carusel și în acest blog vreau să scriu totul despre Chișinău într-un mod așa mai ironic, sarcastic. Asta este ocupația mea încă. Pe lângă asta, eu mai sunt și chemată la diferite sesiuni foto, lucrez puțin ca model. Povestește despre experiența ta în calitate de fotomodel. Prima sesiune foto a fost în clasa a noua, când o domnișoară m-a găsit pe Facebook și a spus că tare mult îi plac pistrui mei și că vrea să-i fotografieze. Și evident că am fost de acord, pentru că toată copilăria mea uram și părul meu roșcat și pistrui și acum deodată mie îmi plac, eu vreau. Și am spus, bun, vin. Și după am avut o sesiune foto cu Roman Râbăleov. El a făcut un anunț pe Facebook că caută fețe mai deosebite. Și am spus, parcă-i deosebită, de ce nu? Câte postări ai reușit să publici pe blogul tău? Până când am doar două postări, pentru că eu sunt cam lenoasă și nu postez prea mult. Prima postare a fost despre transportul public din oraș. A doua postare a fost despre mult iubita noastră piața centrală. Chiar de la prima postare am avut destul de multe vizualizări. Prietenii mi spun că eu scriu foarte, foarte amuzant și adevărat și asta pe mine mă încurajează. Pentru tine sunt importante like-urile și opiniile de pe Facebook? Evident că sunt importante pentru că asta este opinia publicului care mă citește și dacă nu am un like sau nu am un comentariu, înseamnă că eu am o problemă și trebuie să o rezolv. Câte ore stai pe Facebook? Mult. Cum mă trezesc? Deodată pe Facebook să văd ce se mai întâmplă, ce nu se întâmplă și abia după asta pot să fac toate treburile mele. La fel cum ajung acasă, iarăși intru pe Facebook sau pot să-l las aprins toată ziua, dar să nu stau la el. Îmi fură aproape tot timpul liber și din cauza lui nu pot să citesc atât de mult cum aș fi vrut, să învăț atât de mult cum aș fi vrut, așa că Facebook are și latura lui negativă. Ce postezi cel mai des pe pagina ta? Muzică, muzică, muzică și iarăși muzică. De obicei, fotografii postez mai rar, pentru că pe mine de obicei mă etichetează în fotografii și nu văd cazul ca și eu să le postez. Dar mai mult postez muzică și deja acum am început să postez și blogul meu. Cine sunt prietenii tăi de pe Facebook? Prietenii mei de pe Facebook sunt și prietenii mei de realitate. Nu îl spun, am foarte mulți prieteni care nici nu știu, însă eu îi adaug doar din cauza că au fotografii foarte frumoase și mă gândesc, aș fi vrut să mai văd ceva fotografii de la ei, așa că să-i adaug. Așa de obicei aleg, dacă au fotografii frumoase și mi se par destul de interesanți.